Bună seara și bine v-am regăsit la Plural. Numele meu este Cristina Andreea Stan și vă invit și astăzi să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi, de la singular la plural. Astăzi avem doi invitați, o prietenă mai veche a emisiunii noastre, Ioana Jigău. Bine ai venit, Ioana! Bine v-am găsit! Ioana este psihoterapeut de cuplu și familie, coach și psiholog clinician și o noutate în platoul nostru la Plural, George Vascan, este executive coach, cercetător independent. Bună seara, George, bine ai venit alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Voi doi sunteți autorii acestei cărți despre care am mai vorbit un pic în emisiunea noastră de data trecută, despre relația de cuplu și leadership. Care ar fi legătura între cele două? Cine începe? Ioana, tu. Așa cum spuneam și data trecută, dar acum avem ocazia să detailăm mai mult, ceea ce mă bucură. În ultimii 10 ani s-a studiat foarte mult în domeniul psihologiei despre efectul emoțiilor pozitive asupra diverselor domenii de viață. Și s-a constatat că este absolut vital ca o ființă umană să aleagă să trăiască conștient emoții pozitive zi de zi pentru a putea performa mai ales în plan profesional. Aceasta a fost practic ipoteza de la care noi am pornit. Și atunci ne-am întrebat în care parte a vieții umane se trăiesc cele mai intense emoții pozitive? Păi în relația de cuplu și mai ales în viața erotică intimă a vieții de cuplu. Și am lansat un studiu pe 750 de persoane. Deci e un aici, studiu. Da. Cartea se bazează pe un studiu empiric realizat cu 750 de persoane din diverse funcții de conducere din 15 țări și peste 70 de organizații. Oh, deci este un studiu extins, nu este doar România, cum aș fi gândit, poate... Nu, sau... este un studiu extins și la baza sintezei din carte avem o cercetare formală, empirică, pe baza acestor studii cu 750 de persoane. De asemenea, am realizat interviuri cu 10 cupluri heterosexuale și după aceea a fost o cercetare informală când am studiat literatura de specialitate. Am pus toate acestea cap la cap și am dezvoltat acest model pe care noi l-am denumit Inner Alchemist Leadership, care e un model inovativ și care, în esență, corelează emoțiile pozitive dintr-un cuplu și, respectiv, intimitatea dintr-un cuplu cu abilitățile de leadership. Ipoteza noastră de lucru a fost dacă există vreo legătură aici și care ar fi modalitățile prin care aceste emoții și respectiv emoții din intimitatea erotică, amoroasă într-un cuplu, cum pot ele potența capacitățile de leadership și respectiv performanța în activitatea profesională. De fapt, ați plecat de la o ipoteză aparent simplă, de bun, nu, de bun simț, exact. Dar ne este bine acasă în intimitate, automat acest lucru se reflectă și în viața profesională. Și ați dus această ipoteză simplă, ați dus-o la nivelul de cercetare și de știință. Ba chiar am avut descoperiri. Am descoperit că există, deci am văzut și alte studii care subliniază importanța intimității. Spre exemplu, există un studiu la Universitatea Oregon care explică importanța că există o relație direcțională între intimitatea, între emoțiile experimentate acasă și performanța la birou și nu invers. Deci emoțiile de acasă sunt duse în profesional și nu viceversa. Deși nu există totuși, Ioana, noi că suntem de același gen, nu vii încărcată pozitiv sau negativ și de, și de la job, acasă? Da, desigur, dar procentul este mult mai mic, da, față de prima variantă. Și de aceea concluzia studiului, și mai ales pentru că am trecut prin perioada de pandemie și s-a lucrat foarte mult de acasă, s-au schimbat foarte mult constatările care erau înainte legate de performanța profesională și oamenii au trebuit să se adapteze, de fapt, la o nouă realitate. Și s-a observat lucrul acesta, că emoțiile, de fapt, din plan personal, au impact mult mai mare asupra lucrului de la birou, din profesie, decât invers.
Evident că în cazul femeilor, da, femeile fiind ființe mai emoționale decât bărbații, probabil că aici îmi permit să estimez, ar fi procentul puțin mai ridicat în cazul nostru. Dar, per total, concluzia aceasta este. Există un ceea ce se numește efect de după, al zilei de după, tot în acest studiu menționat, când oamenii, cei care au avut experiențe intime, au avut o performanță mai bună, mai ridicată la office a doua zi sau chiar în a treia zi. Deci este un efect prelungit? Imediat. Și imediat. Tot în același studiu se menționează de așa zisul efect de oamenii care au mereu primăvară în viața lor. Și că acesta ar fi necesar de studiat în continuare. De ce? Pentru că, iată, studiul subliniază importanța intimității și conexiunea chiar liniară între intimitatea erotică în cuplu și respectiv performanța la office. Aici, chiar și în poziții de lider sau în poziții normale, clasice, într-o organizație. Deci nu e neapărat leadership în general, cât viața profesională per total. Satisfacția e cu siguranță influențată, fericirea, starea de împlinire. Deci aici e o multitudine. Noi am descoperit 7 factori esențiali, majori, care sunt corelați cu performanța unui lider. Însă efectele benefice unui astfel de model, pe care noi l-am numit intimitate superioară, și o să vorbim puțin despre el, au direct impact asupra performanței, satisfacției la birou. Și deci, deci în momentul în care, și aici vorbim de o analiză a modelul clasic și un model superior, pentru că când am început să cercetăm acestea și am văzut ce însemnează intimitatea într-un cuplu, care sunt elementele constitutive care formează intimitatea, acolo am descoperit că în unele cazuri era vorba de iubire, în altele cazuri era vorba de să avem compatibilitate, în altele cazuri am pus toate cap la cap și am definit un model cu 5 dimensiuni. Și care ar fi aceste? Aceste dimensiuni sunt iubirea, transfigurarea, integrarea, continența, aici vorbim de continența erotică amoroasă, ce se petrece în intimitatea lor, da, erotică, și respectiv demnitatea. Aceste 5 dimensiuni formează intimitatea superioară, care de fapt un model practic de a integra emoțiile pozitive profunde pentru a potența noi abilități. Am înțeles. Ioana, despre care din cele 5 vrei să ne povestești tu? Despre iubire. Despre iubire, da. Iubirea despre care Esther Perel, care este un celebru psihoterapeut de cuplu și care ne inspiră pe noi toți cei care practicăm profesia aceasta, spunea că iubirea este cea mai frumoasă formă de expresie a conexiunii dintre oameni. Și de asemenea, Barbara Fredrickson, care este profesor universitar la Universitatea Chapel Hill și care a studiat foarte mult domeniul acesta al emoțiilor pozitive, care a lansat de asemenea conceptul de spirală ascendentă a emoțiilor pozitive, spunea că iubirea este emoția supremă pe care o pot trăi două ființe umane. Desigur, există mii, poate sute de mii de definiții ale iubirii. Dar ceea ce vrem noi să spunem prin acest pilon este că, de fapt, iubirea este fundamentul acestei metodologii. Iubirea este fundamentul intimității superioare și este condiția sine qua non pentru ca practica în sine să aibă sens într-un cuplu. Să înțeleg că cercetarea voastră nu a inclus cupluri care poate erau doar, să zic, prieteni cu beneficii sau aveau o componentă intimă, erotică, satisfăcătoare, dar nu implica iubirea. Deci nu. Nu. Am pornit de la premisa... Bine, și aici iarăși un aspect, pentru că sunt nuanțe. Sunt cupluri care au înțeles și au înțeles că iubirea este elementul important pentru o relație de lungă durată, pentru o adevărată stare de fericire și împlinire sufletească. Fără ea e foarte greu ca să vezi aceste deziderate, cu atât să le trăiești, să simți că ai o viață împlinită, să simți ceea ce oarecum sunt pe termen scurt. Deci,
noi am descoperit în același timp despre integrare. Și aici e un aspect foarte interesant pe care Ioana l-am discutat înainte despre pentru că știința emoțiilor pozitive este oarecum recentă. Cu ceva timp în urmă, orientarea predominantă a științei, a cercetătorilor, erau pe emoțiile negative. A venit Martin Seligman și Mihail Csikszentmihalyi, cel care a definit starea de flow, starea de flux, și ei sunt priviți ca fondatorii psihologiei pozitive. De la ei au început studiile pe emoțiile pozitive. Noi am inclus în carte peste 200 de studii efectele și avantajele emoțiilor pozitive asupra stării de bine, stării de înflorire, stării de echilibru, de creativitate și așa mai departe. Nu e doar un mit, nu e poezie. Nu e poezie, e science pur. Da, deci există studii, de exemplu, Sigal Barsad studiază aceste domenii, Barbara Fredrickson și mulți alții, Sonia Lubomirski, sunt mulți care au dovedit că emoțiile pozitive pe care noi le experimentăm în profesional sau în personal, pentru că în viața profesională suntem 8-10 ore, da, iar restul suntem acasă, deci ceea ce experimentăm în plan personal afectează performanța, afectează starea, creativitatea, puterea decizională, capacitatea de a fi inovativ și așa mai departe. Deci e o corelație dovedită. Și într-adevăr, da. nu cu mulți ani în urmă, iubirea sau studiul iubirii era considerat un subiect de suet. Nici în cuplu, era ultimul criteriu un cuplu, nu? Și vorbim de când, acum mai recent de 100 de ani. Exact, să ne aducem aminte știința care acum 100 de ani, la când Igor Semmelweis, un medic, un maghiar, un neurochirurg care făcea operații pe creier, a venit cu ideea să există o procedură standard pentru medici, neurochirurgi, care fac operații, să spele pe mâini. Oamenii de știință de la acea vreme au zis că e o nebunie, de unde propunerea aceasta? Dăm timp înainte, 120 de ani, iată, e o procedură standard. Pe mâini. Exact. La fel cu jogging-ul. Alergatul. Alergarea ușoară. Acum 100 de ani, cei care alergau și se simțeau bine, oamenii de știință i-au întrebat cine va alergă. De ce alergați? Ați înnebunit? Dăm timp înainte și în zilele noastre, iată, e acceptat. Alergarea ușoară îți afectează creativitatea, puterea decizională, poți să faci un resetare, sănătatea, sunt multe, multiple efecte. Deci orice pionierat, de fapt, necesită un timp pentru a putea fi integrat la nivel Știința social. Evoluează din margini, nu din centru. De aceea, de regulă, există cei care îndrăznesc să forțeze limitele, barierele, dogmei, pentru că și în știință găsim o dogmă foarte puternică, iar, deci, acolo există șansa ca să avanseze. Spre exemplu, la fel cu exemplu cu meditația. Acum 50 de ani, John Kabat-Zinn a învățat meditație de la un călugăr zen, a început să o predea la o școală, la un spital din Massachusetts, a avut suficiente probleme la vremea aceea, iată, meditația în momentul de față e peste tot în majoritatea universităților și e recunoscută. Sunt peste 6.000 de studii de meditații, cu 30, cu toate criteriile din punct de vedere științific bifate. Deci nu e doar placebo. Nu e poezie. Poezie, deci da. Oricine vrea să cerceteze despre meditație. La fel anticipăm că intimitatea va forma aceeași traiectorie în care oamenii vor înțelege la un moment dat, noi sperăm că în curând și credem că în curând, că intimitatea are un potențial formidabil încă ascuns și că modelul actual nu este cel mai adecvat și că există suficiente dovezi, pentru că noi aici nu reinventăm roata. Am găsit, spre exemplu, dovezi în tradiția taoistă, unde acest potențial procreator substanțial, că deja am ajuns la dimensiunea cea mai intrigantă, este utilizat pentru longevitate, pentru sănătate, vitalitate, putere și așa mai departe. Găsim de asemenea în tradiția musulmană, găsim de asemenea la călugării carmeliți, găsim de asemenea în tradiția tantrică, la indieni, unde există acolo, deci e clar utilizat. De mii de ani, da. Deci te faci că noi la români... Deci acolo, deci dacă păstrăm, deci în tradiția tantrică, continența erotică amoroasă este descrisă ca cu termenul sanscrit brahmacharya, care e brahmacharya însemnează, în traducere, comportament brahmic. Și brahmic vine de la brahman, care în traducere însemnează supremul absolut, Dumnezeu Tatăl, în traducerea noastră. Iar această brahmacharya, de fapt, însemnează disponibilitatea, dacă vreți, idealul de a avea un control excelent, neîncetat, asupra acestui potențial. De ce? Pentru că acest potențial poate declanșa transformări foarte rapide în ființa celor doi. Atunci când este utilizat
inteligent. Transformări inclusiv la nivel fizic? Transformări sau, psihoemoționale. Sigur, și, și inclusiv fizic. Când povesteai tu, dar mă rog, asta era de legat de emoțiile pozitive, nu? Că se modifică inclusiv în ADN. Da, deci vorbeam despre telomeri. Există studii, există doi cercetători cu premiul Nobel, o profesoară din Statele Unite, două profesoare din Statele Unite, care vorbesc despre telomeri, despre telomeri și importanța, legătura între telomeri și viața intimă erotică amoroasă. Deci telomerii sunt o structură biologică de la capătul ADN-ului care creează cromozomi. E, acești telomeri dovedit că sunt influențați de starea noastră generală și sunt conectați cu speranța de viață. Cu cât telomerii se scurtează, cu atât speranța de viață scade. Și de asemenea procesul de îmbătrânire este accelerat. E, ei au descoperit că anumite atitudini, stări de bine, experiențe, emoții pozitive intense afectează aceste telomeri, acești telomeri, lungimea lor. Cu alte cuvinte, trăim mai mult. Dacă învățăm să experimentăm emoții și când avem aceste emoții intense, pozitive, plenare, profunde, în intimitate. Iar aici, când vorbim de intimitate, și spuneam de acel studiu de la Universitatea Utrecht, s-a dovedit science, nu poezie, nu gossip. Science în care deci, femeile au nevoie de o experiență intimă de minim 33 de minute. Dovedit. Și ne întoarcem la români. Și ajungem la statistica actuală. La media europeană. Și, da, la media europeană și găsim... Deci aceasta ar fi... Nu, n-ar fi media europeană aceasta. Nu, asta este nevoia. Desiderat. Necesitatea din femeie. Aceasta e necesitatea. Deci ca o femeie să existe în stare să experimenteze starea de împlinire, de satisfacție și chiar de fericire, e necesar un minim 33 de minute. Modelul actual, statistic vorbind, în Scandinavia sunt 3-4 minute, în Italia sunt 5 minute și așa mai departe. Deci e o problemă aici. Știința încă e la început în zona aceasta, dar găsim suficiente dovezi, da, în care oamenii încep să înțeleagă că e posibil să existe un model diferit, chiar superior. Da. Deși încă aceste 3-4 minute sunt prezentate ca fiind normalitatea. Și chiar povesteam cu George la începutul proiectului că am avut cazuri în psihoterapie de adolescente care abia intraseră, da, și începuseră viața erotică și care deja manifestau o stare de frustrare foarte mare și care mă rugau să le ajut în terapie să accepte că asta este situația. Deși îmi spuneau că dezamăgirea a fost atât de mare încât nu își puteau opri întrebarea din mintea lor, asta e tot? Pentru că, evident, da, atunci și fiecare femeie poate, deci, când începe intuitiv, viața amoroasă, proiectează, scuză-mă, proiectează niște așteptări, da? Și undeva femeile fiind mai emoționale, atunci la ele totul se conectează cu totul, da? Și în momentul în care vorbim de 3-4 minute și apoi persoana iubită se întoarce cu spatele sau pleacă din cameră sau deschide televizorul, iată că nu e deloc suficient pentru o femeie, nici măcar aflată la început de drum. Sigur, și aici putem să remarcăm că femeile intuiesc oarecum că ceva lipsește din aceste... Cele 33 de minute ideale conțin și preludiu și postludiu și țigara de după sau doar... Nu, este experiența intimă propriu-zisă. Ah, coitul. Okay. Că așa, poate așa mai ajungeai la 33 nu, puțin efort. Așa, unii așa prezintă că la 2 ore. Așa e ușor de fentat. Dar aici revenind, deci am vorbit de cele 5 dimensiuni ale modelului intimității. Prima ar fi iubirea, după aceea despre integrare și aici vreau să punctăm ideea de, pentru că psihologia pozitivă în momentul de față a înțeles importanța elementului de sacralitate în relație. În momentul în care cei doi reușesc să sacralizeze, să aducă elementul sacru, se deschid sufletele. Când există, oamenii se conectează cu adevărat. Și aici și Iliade punctează la un moment dat despre importanța sacrului în profan. Ori, iată că știința începe să cerceteze de ce această sacralizare în intimitate, când ție îți pasă cu adevărat, când te conectezi cu sufletul, atunci ești tu. Nu e o poză, nu e o imagine, nu e o proiecție, nu e un... Da? Deci lucrurile capătă... această dimensiune de integrare înseamnă când cei doi sunt în starea de sync, în starea de flow, pe de care vorbește Cizen Mihai. Dar ajungem la această integrare, presupun, după un anumit timp, după ani? Sigur că există. Noi, în cadrul programului, că am pus la punct un program, îi explicăm aceasta și cum se poate face. Există câteva tehnici practice de a reuși să... Deci eu se poate învăța. Știți? Okay. Deci, leadership... Cum o învățăm? Prin practică.
niciodată. Prin practică. Practica pe, maestru e făcut de exercițiu. Deci un gram de practică se spune că valorează cât tone de teorie. Până la urmă, fiecare dintre cei 5 piloni pe care i-am definit au legătură unul cu altul și niciunul nu există independent de celălalt. Și atunci, cred că la întrebarea asta cum facem, putem să mergem înspre transfigurare, putem să ne întoarcem la ideea de iubire. Ca să avem o bună integrare, avem nevoie de componenta transfigurării, avem nevoie să vedem în persoana iubită cea mai bună versiune a sa. Și să-l ajutăm sau să o ajutăm să înflorească, să se simtă... Să devină transfigurarea, de exemplu. Da. Da. Asta, da, asta este transfigurarea, capacitatea de a vedea persoana iubită ca fiind cea mai bună versiunea sa și disponibilitatea de a o susține pentru a deveni cea mai bună versiunea sa. De asemenea, disponibilitatea de a-i vedea frumusețea interioară și exterioară în permanență, de a fi acolo în momentul în care are îndoială de sine și de a o încuraja. Și sigur, aici cred că poate... E un set de atitudini, comportamente față de reciproc, de ceilalți, în care ei cultivă acest susținere, o perspectivă sublimă necondiționată, susținere și ajutor necondiționat printr-o conexiune de suflet, când cu adevărat îți pasă de celălalt și când îl ești în spatele lui și chiar vezi potențialul, ceea ce el poate să nu vadă în acel moment de timp, și susții acel potențial să fie manifest. Și aceasta este transfigurarea. Există tehnici practice pentru a realiza, pentru a experimenta aceasta. Desigur că este o... Deci, vedeți, e o dimensiune. Deci vorbim despre iubire, fără iubire nu funcționează. După aceea vorbim despre integrare, aducem sacralitatea în relație. Transfigurarea e un set de atitudine. Deci mă poziționez față de celălalt. Deci văd potențialul, văd că aici se poate mult mai mult. Și nu numai observ, dar și susțin și îl încurajez ca acel potențial să devină manifest. După care, al patrulea element este demnitatea. Și despre demnitate, dacă ar fi în sinteză, ar trebui să spunem despre o aliniere între gândire, acțiune și faptă și de a vedea valoarea inerentă și de a respecta în celălalt. Demnitatea e ușor de înțeles. Adică, da, dar încerc să-mi dau seama în contextul în acest context, deci, iarăși, e vorba de un set de atitudini și comportamente față de celălalt în care observ valoarea inerentă a celuilalt și o respect. Înțeleg care sunt limitele lui și unde poate să se dezvolte și înțeleg și creez acest spațiu confort în care el poate să progreseze. Pentru că aici un element foarte important într-un cuplu este ideea de învățare. Fără învățare, dinamica și efervescența într-un cuplu dispare. De aceea, multe cupluri, compatibilitatea lor funcționează pe anumite planuri, dar nu există acest apetit, acest de noutate, de a experimenta, de a învăța împreună, de a se transfigura reciproc și a de încuraja potențialul din celălalt. Și probabil că așa apare și rutina la momentul sigur, când... Și după aceea apar celelalte riscuri care... Și sigur că sunt testate toate cele 5 în momentele dificile de cuplu, dar dacă e să revenim la emoțiile pozitive și la Barbara Fredrickson, ea spunea că se creează o spirală ascendentă a emoțiilor pozitive și că de asemenea ele creează un fel de rezervor de resurse pentru momentele grele. Deci reziliență. Și atunci, în momentele grele, dacă ne aducem aminte de cei 5 piloni, de faptul că avem nevoie să fim transfigurați și să-l transfigurăm pe cel pe care îl iubim, atunci e posibil să ne oprim la timp și undeva să ținem cont de spațiul acela sacru pe care l-am construit între noi și să nu-l murdărim, aș spune. Pentru că, evident, impulsul creierului pe pilot automat este să-și caute dreptatea până la capăt. Să lupte, să fugă. Da. Să intre, de fapt, în stare de supraviețuire și atunci să lupte, să fugă sau să înghețe. Și al cincilea, acea dimensiune, cea mai intrigantă, cea mai fascinantă, este despre intimitate, pe care noi am continența erotică amoroasă. Și aici, ce se petrece în intimitate? Ce am descoperit? Această dimensiune este un factor decisiv transformator. De fapt, Gene Kiefer, președintele a unui institut de cercetare din Statele Unite, spune că intimitatea erotică și de asemenea plăcerea în intimitate e factorul fundamental motrice pentru transformare. Deci îți muzești plăcerea, doar intimitatea... Nu, e starea de plăcere experimentată. Deci plăcerea e un element important. Tot el completează că oamenii cel mai rapid evoluează în momentul în care experimentează stări extraordinare de fericire, chiar de beatitudine.
De ce? Pentru că atunci aici depăsesc limitele, conștiința limitată sau personalitatea limitată sau egoul, dar este depășit. Cu alte cuvinte, ești, începi să vezi altfel, ai starea de deasupra, de martor, de helicopter view, când poți să înțelegi. Poți să înțelegi lucrurile unde nu ai avut atitudinea corectă, nu ai comportamentul adecvat, nu ai răspuns cum era, se aștepta și așa mai departe. Deci această capacitate apare când se experimentează astfel de stări. Și în cazul ideal, 33 de minute în cazul doamnelor, sunt suficiente cât timp, ca să spun așa, cât durează acest efect? Există efect la nivel de zile, chiar săptămâni, dar ceea ce vreau să adaug aici este faptul că prin practica continenței erotice amoroase, perioada aceasta de 33 de minute se extinde. Poate să devină, pentru că e foarte ușor și aici ajungem dacă vorbim despre această dimensiune, pentru că în acel context, da, bărbatul este capabil să rămână, pentru că tot așa, femeile sunt, e foarte ușor, pentru o femeie poate să practice la 15 minute după ce a aflat despre un astfel de model. Bărbații au nevoie de o anumită practică. Dar pentru o femeie e foarte simplu. Deci e undeva o înzestrare naturală. E o realitate biologică. E o realitate biologică, exact. Și atunci, prin aceasta, deci prin practica aceasta, bărbații pot să ore. Intimitatea capătă de alte dimensiuni și alte înțelegeri. Iar stările experimentate catapultează și declanșează ceea ce spune Jean Kiefer, ceea ce spun stările, deci cu alte cuvinte, telomerii sunt afectați, de asemenea celulele din hipocampus, care sunt legate de memoria de lungă durată, deci sunt multiple beneficii pe care intimitatea, și noi amoroasă, erotică amoroasă, le aduce celor care înțeleg. Pentru că în modelul clasic actual este, majoritatea este unul pierzător, în care vedem și aceste confirmări de la, da, că, iată, 33 de minute sunt minime pentru, ori realitatea e crudă. Realitatea e crudă, puțin spus, mai ales în, scuze-mă un pic, Ghimona, mai ales în familiile în care mai ai și copii și ai și jobul și alergi de colo-colo și mai plimbă și pe la opționale și mai faci și mâncare și mai visezi și 33 de minute de, este deja un vis frumos. Da, exact. Chiar se recomandă în terapia de cuplu ca interacțiunea amoroasă să fie programată în cuplu de lungă durată. A, da, nu este contra pasiunii? Nu, pentru că așa? Plecând de la această premisă că este contra pasiunii, ajungem de fapt să nu ne mai întâlnim în dormitor aproape deloc și de fapt asta va crea o fisură în relație. Și atunci, de fapt, e o formă, apropo de ce vorbeam data trecută, de igienă, da, emoțional a cuplului. Să ne gândim la relație până la urmă și să prioritizăm. Zâmbeam pentru că, apropo de întrebarea cu 33 de minute, am avut un caz în terapie de cuplu în care ea, iubita, în momentul în care am vorbit despre conceptul nostru de intimitate superioară, m-a ascultat foarte, foarte atentă, era din ce în ce mai încântată, îi strălucea ochii. Și la un moment dat s-a întristat și eu vedeam toate reacțiile astea pe față ei și am întrebat-o. Observ un emoții contradictorii pe chipul tău. Ce simți? La ce te gândești? Și mi-a spus, știți, inițial mă bucuram simțind că, într-adevăr, răspunde unei nevoi ale mele interioare care strigă în mine de foarte mulți ani. Pe de altă parte, ceea ce m-a întristat a fost gândul că dacă acum mă plictisesc în interacțiunea noastră amoroasă de 10 minute maxim, ce o să fac la 33 de minute? Și atunci iară revenim la discuția despre cei 5 piloni. Da? Pentru că dacă există elementele de acolo, atunci nu apare plictiseala. În spațiul sacru în care suntem profund conectați emoțional, n-are cum să apară plictiseala. Deci, de fapt, plictiseala apare când suntem deconectați. Deci, și intrăm într-o acțiune aproape mecanică. Însă aici aș vrea să mai spun ceva. Chestiunea importantă în modelul intimității superioare nu este despre durată. Aici e vorba despre a potența, despre a declanșa și a permanentiza noi abilități. Chiar de a evolua împreună. Deci e mult mai mult decât durata, e un efect, e un bonus. Starea de fericire, de împlinire, de satisfacție sunt bonusuri.
Dar există multe alte lucruri, descoperiri pe care cei doi le au, avantaje. Un astfel de model este starea de, spre exemplu, starea de armonie, exemplară de armonie, starea de vitalitate extraordinară, o stare de forță, de creativitate, de echilibru, de capacitate de a lua decizii, de a fi creativ, de a fi într-un mediu chiar hiperturbulent, într-un mediu chiar volatil, într-un mediu, într-un context ambigu. De ce? Pentru că în interiorul tău tu înveți acestea, e pur și simplu natural. Și aici când vorbim despre, trebuie să punctăm despre transmutație. Noi în carte am introdus un studiu al lui Jean-Paul Biberian, un profesor de la Universitatea din Marseille, care a studiat transmutația biologică, un fenomen de pe la 1600. El este în momentul de față, avem și un istoric al transmutației biologice și acolo se văd cercetătorii care s-au ocupat de acest domeniu. Transmutația de e dovedită în cazul plantelor, în cazul animalelor și chiar și în cazul oamenilor. Deci nu reinventăm roata. Cum am spus, găsim această metodologie a utilizării potențialului procreator substanțial în forme superioare pentru a potența noi capacități, noi abilități, noi capabilități în arsenalul propriu profesional. De ce? Și în personal. Da? Deci, acest lucru există, numai că, iată, e un început. Da? Lucrurile încet, încet capătă claritate și oamenii încep să înțeleagă că se poate și altfel și că sunt avantaje multiple. Spre exemplu, Esther Perel sau Barry Comisaruc. Esther Perel spunea că erotismul este mult mai mult decât o descriere simplă a sexualității. Și că erotismul este, de fapt, capacitatea de, a oamenilor de a se conecta la starea de a fi viu, de a vibra, de a fi vital, de a se regenera și că, de fapt, este o experiență spirituală chiar mistică a vieții. Deci, Esther Perel e public. De asemenea, Barry Comisaruc, un cercetător la Universitatea Rutgers din Statele Unite, spune despre orgasm și aici e iarăși orgasmul ca medicament, pentru că s-a dovedit științific că stările de orgasm au efecte similare ca anumite remedii terapeutice și de aici ideea de orgasm, stare de orgasm ca medicament și stările de super fericire și de încântare, dilatatoare, extaziante care cei doi le experimentează și iată, acesta produce dilatarea și transcenderea limitelor. Deci, Comisaruc spune că de fapt, definiție e foarte ușor de găsit, că starea de orgasm este o stare modificată de conștiință, care nu se produce prin gândire și că se descoperă printr-o practică în intimitate, într-un cuplu, unde există iubire. Unde există iubire. Unde există iubire, da, punctează. Nu e partener cu benefici, deci există iubire pentru că e vorba de această conexiune de suflet care schimbă cu totul relația respectivă și, atenție, tot el spune de intimitatea ca o meditație. Deci, cu alte cuvinte, când intimitatea devine ca o formă de meditație, ea atunci capătă alte valențe decât cea de e o presiune, e o tensiune pe care nu. E o nevoie biologică. Exact. Deci ea capătă dimensiuni alte dimensiuni, deci undeva chiar spirituale. Oamenii înțeleg că pot să utilizeze, e ca și cum ca în strategia erotică. Așa, dar chiar. Să vorbim puțin despre strategia erotică. În esență, strategia înseamnă să faci alegeri care au consecințe. Ok. Da? Și, de asemenea, utilizarea optimă și creativă, eficientă, a resurselor disponibile. Ca o organizație. Avem anumite resurse limitate. Ca un cuplu. Avem anumite resurse limitate. Ceea ce facem cu resursele noastre contează. Au consecințe. La fel, în cazul unei strategii erotice, fiecare, bărbat sau femeie, au un anumit potențial. O strategie erotică răspunde pertinent la următoarele întrebări. Cum integrez sfera erotică, amoroasă, în viața mea? Ce fac cu acest potențial procreator substanțial? Îl risipesc în mod prostesc, că e o nevoie biologică, sau extrag o excepțională valoare din el și îl utilizez pentru a dezvolta noi abilități, pentru a potența noi capacități? E o alegere. Corect. Da? Din experiența ta, Ioana, ca psihoterapeut de cuplu, câte cupluri au genul acesta de relație? Cel puțin la noi în România. Genul acesta de relație? Care bifează cumva cei 5 piloni de care voi vorbiți sau măcar
Fără să-și dea seama, evident, și cum e, facem proză fără să știm. Dar da, așa, din ce ai putut să identifica? Cu siguranță nu e un număr foarte mare, pentru că nu se, unul la mână nu se promovează încă nici măcar ideea de relație sănătoasă cu emoții pozitive și cu felul în care facem față la momentele grele nu se promovează. Se promovează o imagine idilică a unui romantism siropos exagerat și apoi a normalizării unor despărțiri rapide. Deci clar numărul este destul de mic a celor care, fără să știe, cum ai spus tu, poate ating tangențial sau practică, pun în practică conceptele pe care le-am discutat noi. Cu siguranță, dacă o faci inconștient, efectul nu este la fel ca atunci când practici conștient. Din studiul acesta pe 750 de persoane am descoperit persoane care practică, de asemenea sunt oameni din media, sunt directori de teatru, sunt artiști, sunt atleți, chiar în România, care practică această metodă, sunt oameni, dar rămâne o chestiune strict personală, nimeni nu o să explice. E destul de tabu, sigur, nu ieși în spațiu societatea public să recunoști așa ceva. Deci știința evoluează de la margini, cum spuneam, deci nu din centru, și atunci e un progres lent, dar oamenii care sunt interesați, care își pun întrebări, care cercetează puțin, ajung să intuiască că există și altceva. Aici lipsește ceva. Modelul actual, da, e un disfuncțional, e depășit, am putea spune. Și că, cu siguranță, vom ajunge la... când oamenii vor înțelege că se poate și altfel. Spre exemplu, animalele. Deci, animalele, perioada de împerechere, e o perioadă limitată. În rest, dacă e să facem o paralelă, da? De-a lungul anului, că sigur, nu sunt disponibile. Da, deci, și aici, iarăși, deci, ori la, în cazul oamenilor, sunt... odată e ideea de procreere, dar după aceea acel potențial poate fi utilizat pentru scopuri non-erotice. Spre exemplu, Jung sau Freud spunea despre sublimare că este un semn al maturității persoanelor care vor și care evoluează continuu, care se dezvoltă. Jung, da, în același sens, preciza că sublimarea, de fapt, imediat o să vorbim despre sublimarea, este un parte a unui act regal în care cu adevărat aur se dezvoltă în ființa ta. Exact așa zicea. Da. La fel, deci există. Și atunci când cercetăm, cine cercetează un pic și își pune întrebări, ajunge să-și dea seama că aici modelul actual e puțin disfuncțional, cel puțin zis. Cred că dacă e să ne referim la larga majoritate, încă suntem la nivelul de definire a problemei. Dar începe cumva să se accepte din ce în ce mai mult că există o problemă. Că există o problemă despre care nu se discută. Ori pentru că sau atunci când se discută într-o manieră foarte vocală, dar reducționistă a subiectului. Adică se vorbește foarte puțin de erotism, se vorbește foarte mult de sexualitate și cumva de ideea de impuls sexual, totul se reduce la biologic și ca o necesitate biologică a ființei umane. Spuneam noi la început că da, a apărut știința iubirii, da, vorbim acum despre faptul că iubirea este importantă, dar încă sentimentul meu, dacă mă întreb din practică, este că nu sunt la scară largă intens corelate în mintea oamenilor, nici măcar în cuplurile care se iubesc. Deci undeva, din punctul meu de vedere, cred că trebuie făcut un efort conștient de a înțelege că avem nevoie de definirea clară a problemei și de o nouă paradigmă. Pentru că altfel răsăm această resursă neutilizată într-o epocă în care avem foarte mare nevoie de energie interioară. Din păcate, vine din educația noastră. Nici nu... Ce educație, de fapt? Nu există educație pe această temă. Exact. E un subiect pe care, deci dacă ne uităm în zona de educație, pur și simplu lipsește cu desăvârșire și există o tăcere asurzitoare, nu numai în media, dar peste tot în acest domeniu. Deci, oamenii care, de bun simț, care caută, cercetează, descoperă și sunt suficiente evidențe științifice, nu numai în tradiții, dar știința în momentul de față. Da, da, da. Și atunci când pui cap la cap ceea ce se găsește în știință în momentul de față și cu ceea ce spun tradițiile, tradiția musulmană, tradiția musulmană, utilizarea acestui potențial se numește tehnica, metoda, se numește INSAC. La taoiști, e clar, cunoscut.
La tantrici la fel, la carmeliți. Când vezi că actor de elită, când vezi că un tip ca Steve Jobs a practicat așa ceva, cu adevărat atunci începi să te gândești că iată, e ceva, acesta e un creuzet de transformare, ceva care poate să producă, poate să aibă un impact uriaș asupra întregii vieți, și personale și profesionale. Ori noi am cercetat exact aici cum emoțiile pozitive și intimitatea în cuplu afectează performanța în leadership. Și cartea voastră vine și cu niște recomandări la final, așa, câteva pentru cei mai puțini inițiați în acest... Are și câteva tehnici practice și de asemenea... Ce se poate spune la televizor la o oră decentă, nu? Sunt tehnici practice. Orice se află în carte se poate spune la o oră decentă. Da. Exact. Deci e undeva, subiectul este suficient de intrigant și de, aș spune, apetizat astfel încât cineva să testeze, să verifice, pentru că, de fapt, numai când experimentezi o dată poți să înțelegi cu adevărat diferența față de modelul trecut, precedent sau, noi îi spunem, pierzător, modelul pierzător, și atunci poți să vezi diferența uriașă și să conștientizezi, să prin experimentare directă, pentru că modelul este experiențial, nu e teoretic. Da. Atunci poți să vezi diferența și să vezi impactul. Să vezi după aceea ulterior impactul peste o săptămână și să, când observi o stare de vitalitate, când vezi că-s creativitatea ta, când capacitatea de a face decizii, de a face față stresului, de a alchimiza problemele, de a înțelege, de a avea o perspectivă superioară, când accede la starea de martor. Da, sunt foarte multe probleme. Ca lider, spre exemplu, un lider este sufocat, vin probleme în contextul actual, sunt probleme multiple. E, cum faci față astfel încât să nu-ți fie afectată sănătatea, când să fii lucid, când să poți să alegi ceea ce trebuie, când poți să îți revizuiezi strategia, care e un mix între deliberat și emergent? Și așa, deci cu ce? Ai nevoie de energie. De unde? Pentru că energia e limitată. De regulă, da? De unde ne extragem energie? Din somn, din mâncare, din interacțiunea cu ceilalți, poate din activități sportive, din... Și noi întrebăm, mai există vreo altă sursă de energie care poate fi utilizată? Nu se gândește nimeni, nu? Și atunci deschidem... La cealaltă. Iar cei care se gândesc o folosesc ca pe un fel de avantaj competitiv. Deci, sigur, există, păstrează, pentru că carisma. Carisma unui lider poate fi mult îmbunătățită când învață o astfel de metodologie. Vitalitatea lui, creativitatea lui. În esență, continența erotică amoroasă însemnează, într-o definiție, conștiință de sine și control de sine în timpul intimității. E această conștiință de sine exersată, mai ales în cazul unui bărbat. Asta vreau să te întreb. Efectele sunt mai evidente în cazul bărbaților sau și femeile? Păi să ne gândim puțin. În cazul unui bărbat, conștiința de sine și control de sine exersată în timpul amorului, da? Îi creează lui capacitatea, îi creează ceea ce se numește un capital psihologic uriaș, ulterior, pe care el îl poate utiliza pentru diverse probleme care le întâmpină în activitatea lui ca lider. Pentru o femeie, când perioada de 33 de minute ajunge să fie 2 ore, 3 ore sau mai mult, stările experimentate de fericire, starea de încântare și de extaz care poate fi experimentată, îi creează efectul emoțiilor, spirala aceea ascendentă de care spunea Ioana, când femeia nu numai că este foarte fericită, este încântată, devine creativă, când vezi partea plină a paharului, când iarăși la fel acest capital psihologic se mărește și capacitatea ta de a fi rezilient, deci undeva e ca și cum ți se schimbă perspectiva. În momentul în care încep să experimentezi, e simplu. Emoții pozitive intense, pe o perioadă mai lungă de timp, fericire, satisfacție, împlinire și alte disponibilități, evident, funcție de particularității ființei care face o astfel de modalitate. Și recomandările specialiștilor cam ca frecvență, cam ce ar însemna? O dată pe... Există aici mână, foarte bine adică, că... Există studii pe... Da, există un studiu, vrei să spui? Există un studiu care... Pot să spun. Da? Există un studiu care a constatat că 100 de interacțiuni amoroase pe an într-un cuplu, faci un calcul pe lună. Da. Sau pe săptămână. Am făcut și noi, aproximativ de 2 ori pe săptămână. Poate prelungi durata de viață a fiecăruia dintre cei doi iubiți cu între 3 și 8 ani. Desigur că aici, fiind între 3 și 8 ani, mai sunt și alți factori.
care influențează. Dar cred că și dacă pornim de la minimul, de la 3 ani, tot e, e o cifră considerabilă. De asemenea, să nu uităm despre emoțiile pozitive intense, plenare, experimentate în relație. Deci atunci e capătă o altă disponibilitatea de a iubi, disponibilitatea de a îl susține pe celălalt, se mărește, crește, disponibilitatea de a fi împreună, de a fi în moment centrat în momentul prezent, pentru că atunci bărbatul e preocupat de iubirea, de bucuria celui iubitei lui. Deci eu, dinamica capătă, vedeți, deci capătă o altă poziționare, e altceva față de ceea ce există în momentul actual, față de modelul standard, tradițional. Da. Și de fapt, dacă ar fi să ne întrebăm ce se petrece din punct de vedere științific, este faptul că se creează noi rețele neuronale. Cu cât ești mai prezent aici și acum și exersezi controlul de sine, conștiința de sine, ce se întâmplă? Se creează o rețea neuronală a conștiinței de sine, pe care o întărești de fiecare dată când repeți acel comportament. Da? Deci iată de ce este important, în loc să ne pierdem controlul în intimitate, așa cum se recomandă, da? Încă se recomandă, aș zice, este important să nu ne pierdem controlul, ci să fim cât mai conștienți de sine în intimitate. De ce? Pentru că așa creăm acea rețea neuronală, o întărim și ulterior, întărind-o și având-o în trusa de instrumente din creierul nostru, o putem utiliza și în alte domenii de viață, unde se cere autocontrol, conștiință și așa. Știți că am ajuns la final, deci a zburat timpul efectiv și o să vreau așa o scurtă concluzie. Ioana, întâi tu să ne spui o concluzie și după aceea, George, te las să închei așa apoteotic. Aș insista ca și concluzie pe importanța iubirii în practica acestei metodologii, importanța iubirii și importanța creșterii conștiinței de sine. Apropo de faptul că tu ne întrebai dacă avem niște recomandări în carte, asta aș recomanda cuiva care își dorește să înceapă să trăiască și altfel din punct de vedere al vieții de cuplu pe care a avut-o până acum. Să înceapă să devină conștient sau conștientă de ce fac acum, ce simt acum, ce gândesc acum, pentru că făcând aceasta ulterior va putea empatiza din ce în ce mai mult și cu ființa iubită și evident va crește și calitatea vieții de cuplu și ulterior, aș spune, și performanța în celelalte domenii. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc. George? Aș vrea să închei cu câteva aspecte despre dimensiunea cea mai intrigantă din modelul intimității superioare și aș menționa că continența erotică amoroasă este starea minunată a unei ființe umane care se înfrânează și că ea este o virtute și că opusul ei este incontinența sau desfrânarea. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, observăm că acolo există o corelație cu continența erotică amoroasă, în sensul că una din cele 10 porunci dumnezeiești este să nu fiți desfrânați. Cu alte cuvinte, acolo se sugerează o sui generis frână, o stare de control excelentă, lăuntrică, a celor doi iubiți în timpul intimității, astfel încât acel potențial, după aceea, prin transmutație biologică sau transformare directă și ulterior prin sublimare, poate potența transformări formidabile, noi capacități, noi abilități. E o nouă perspectivă. Mulțumesc mult de tot, Ioana Jigău, psihoterapeut de cuplu și familie, și mulțumesc. George Vascan, executiv coach și cercetător, și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag și chiar aș vrea să vă mulțumim, am vrea să vă mulțumim și noi, pentru că sunteți deocamdată singura televiziune din România care a avut deschiderea să abordeze acest subiect. Mulțumim și noi, vă dăm întâlnire sâmbătă viitoare, tot la Plural. Până atunci rămâneți alături de programele Canal 33. Mulțumim!